16 decembrie 2015 în termen lin. Întoarcerea de gestiunea statului aeroportului internațional Chișinău, concesionat în mod ilegal la agenții economici dubioși, 1 noiembrie 2015. Inițierea procesului de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea alegerii președintelui prin vot direct al poporului Republicii Moldova și ridicării imunității deputaților, 25 octombrie 2015. Acordarea timpurilor de antenă mișcării protestatare reprezentată de Consiliul Marea Guvern Național. Dimisia în corpul 15 octombrie 2015 a fost termen limită. Demisia incorporea conducerii companiei publice de la Radio Moldova, Consiliul de Observatori și reformarea Consiliului prin cooptarea cu componența acestuia a reprezentanților societății civile, fără implicarea factorului politic. 30 noiembrie ar fi un termen suficient. Acordarea postului televiziune Jurnal TV a numărului de frecvențe necesare pentru a avea acoperire națională și, în eventualitatea trecerii la televiziunea digitală, includerea în primul multiplex digital. 30 noiembrie 2015, în termen limită. Scoaterea imediată din captivitatea instituțiilor media a servit de sistemului legat, stoparea propagandei partidice și a intruziunii politice în politica editorială a presei, depolitizarea necondiționată a Consiliului Coordonator al audiovizualului, demisia în corpore a membrilor CCA și reformarea CCA cu cooptarea în componența acestei instituții a reprezentanților societății civile fără implicarea factorului politic. 31 decembrie 2015, termen limită. Desconcentrare și transparentizare proprietarilor mass media, în vederea asigurării reflectării adecvate a evenimentelor de interes public prin operarea unor modificări legislative propuse de societate civilă de specialitate. 15 noiembrie 2015. Demisia in corpore a membrilor CEC și reformarea Comisiei Electorale Centrale prin cooptarea în componența acestei instituții, cel puțin jumătate din membri din societatea civilă, fără implicarea factorului politic. 31 decembrie 2015. Demisia în corpul a membrilor Comisiei Naționale. Domnule, ce scuze, văd că nimeni nu are curajul, noi documentele să le cunoaștem. Ce am venit aici să spunem lecții, sunt și vă rog frumos. Cât în lume este aici, noi documentele să le cunoaștem. Domnule Chimbu, sunt reivindicările populare. Lasă-mă în pace, că mare o dată în viața mare în Marea Națională. Radio Urechii, Marea Națională. Lăsați spuzile. Știți istoria ce s-a mai dat. Domnule Lofotescu, aș vrea să vă implicați în acest dezmers pe care... Vă rog foarte mult să ne permite să ne exerșim pe părinte. Domnul Chimbu, vă tot aștept, ascultă de vreo 10 ani. Domnul Chimbu, vă rog să respecte și puțin termenii care au fost stabilite. Vă mulțumesc, nu am mai mult de ajuns, dar era bine ca toate aceste reivindicări să fie auzite, pentru că până în prezent, începând cu data de 6, nu a fost auzit.